Ei bine, acu sperăm noi să avem partea astăzi de un episod lung, nu doar cu semifinala, ci și cu finala de play-off. Așadar că haideți să vedem ce se întâmplă. Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Turtonaciu FM. Bine ați revenit la, sper eu, prima și ultima semifinală de play-off pe care o vom juca la echipa asta, pentru că nu cred și nu mi-aduc aminte să mai fie vreun turneu de play-off în alte ligi, a doua sau a întâia din Liga 1, așadar doar în Liga 1 este prezent acest tip de mini-turneu de calificare și sperăm noi să fie primul și ultimul, și anume să ne calificăm în Liga 2 și să rămânem acolo și mai apoi Liga 1 și așa mai departe. Lucru însă, în schimb, care nu prea cred că o să-l întâmpinăm în sezonul ăsta. Am visat frumos până la tragerea la sorți și, după cum puteți vedea, ăsta este tabloul principal al semifinalelor din play-off și am nimerit cu Corona Brașov, echipă mai bună decât a noastră, mult mai bună, cred că peste Baia Mare inclusiv. Mai bine terminam pe locul 2 și întâlneam Viitorul Dăești, zic eu și cred eu, dar asta e. Deci întâlnim Corona Brașov în episodul de astăzi. Sper eu să fie un episod lung, pentru că sper eu să trecem cu brio peste semifinale, să jucăm și finala, deci să avem parte de 3 meciuri în episodul ăsta, pentru că semifinala se joacă tur-retur. Habar n-aveam, am descoperit și eu asta acum, da, semifinala se joacă tur-retur. Și sper eu să nu ne oprim în semifinale și tocmai de-aia să avem un episod lung în care să avem parte și de o finală. Finala, la fel, în cazul în care ajungem în finală, la fel o misiune super dificilă și spun asta pentru că acolo vom întâlni câștigătoarea dintre FCSB 2 și Șimleu Ciuc, ceva de genul parcă. Dar sunt convins, la cum am văzut eu și știu eu că evoluează FCSB 2 în general, în carierele simulate sau în campionatele în care nu controlează nimeni FCSB, echipa mare. Eu știu că are parte de mulți jucători de la prima echipă și cred că nu vor avea probleme în a se califica în finală. Iar în cazul acesta vor fi eventual adversarii noștri pentru finală, unde cred eu că ne așteaptă o misiune cu atât mai imposibilă, întrucât cred că FCSB 2 este cel mai indeziderat adversar din toate cele care participă în play-off. Dar hai să le luăm pe rând și să sperăm că trecem de această semifinală cu Corona Brașov, cum spuneam, echipă superioară nouă, din punct de vedere al lotului, și atunci plecăm cu a doua șansă. Sperăm să nu ne luăm gol acasă, în primul rând, să câștigăm aici un 1-0 ar fi superb, iar apoi în retur să marcăm. Cam ăsta e planul. Dar of, niciodată planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Greu, e greu, trebuie neapărat crescut echipa asta. Chiar mă gândeam, și dacă promovezi, ținând cont de ce echipe întâlnești în play-off, în Liga a doua sunt echipele care vin din play-off, într-adevăr, dar mai sunt și echipele care au rămas în Liga a doua și care au jucat în Liga a doua, cu mult peste ceea ce prezintă Liga a 3-a în momentul de față, deci aproape spre imposibilă misiunea de a rămâne eventual în Liga a 2-a anul viitor. Trebuie făcut o creștere treptată, trebuie în primul rând capital, salarii mărite, jucători mai buni aduși, tineri crescuți. E o muncă de făcut enormă în spatele la toată combinația asta, dar mai ales sunt două moduri prin care poți să obții succesul, ca să zic așa, cu o echipă de Liga 3 a României. Și astea două moduri sunt fie prin bani, ai bani, nimerești la o echipă care îți dă capital, aduci repede jucătorii decisivi, crești nivelul lotului brusc și califici în Liga 2, cu un pic de noroc rămâi acolo, crește capitalul, iar aduci jucători buni și tot așa. Ori mai este și variant, mai este o a doua variantă, varianta care mie îmi place mai mult, recunosc, și care în același timp se aplică și mai bine echipei ăsteia, pentru că momentan nu avem bani, și anume scouting riguros, tineri buni, de perspectivă, răbdare, și când crezi tinerii, faci performanță. Ceva în genul ăsta. Oh, bar aici și n-a fost nici offside.
Cam astea sunt cele două variante. Acum, mie mi-ar plăcea să fim pe prima, că chestia asta ar grăbi tot procesul promovării și ajungerii cât mai repede în Liga 1, dar nu pot să vă mint. Oh, ratare acolo. Nu pot să vă mint și să vă spun că este realizabil. În momentul de față nu este realizabil decât prin a doua variantă pe care v-am explicat-o. Și anume răbdare, jucători tineri potriviți, nimeriți, care să crească, să nu se accidenteze, cum e Juan Carlos, de exemplu, să și vrea să rămână la noi, pentru că contractele sunt pe 2 ani, adică nu sunt pe 5, încât să zici că, bă, ok, am jucătorii ăștia, îi cresc 5 ani, am timp să promovez cu ei. Jucătorii ăștia se vor face mari, vor avea interese din partea echipelor probabil din Liga 2, o să se revolte, o să vrea să se transfere acolo și atunci trebuie să o iei de la capăt. Deci e greu. Este greu. Să nu credeți că dacă am câștigat campionatul, poa, ce simplu e. Nu e simplu. Oh, puu, din nou ocazie bună. Deci nu e simplu deloc. Este greu și trebuie. Eu cred că răbdare e cheie. Răbdare. Răbdare. Jucăm bine. Bă, mă bucur. Jucăm bine. Bă, nu mă bucur că n-am marcat încă. Fu. Dar mă bucur că jucăm bine. Și ei n-au tras pe poartă, ceea ce e un semn bun. Bun de tot. E un lucru bun de tot. Pauză. A, să dăm așa. Și așa. Și așa. Cine e nervos? Bata. Ăla e puștiu de 17 ani. E normal să fie nervos că... Doamne, iartă-mă, e la primul lui sezon în fotbal și a câștigat deja un campionat și acum joacă play-off de promovare, adică na, e normal toată treaba asta, e normală, e presiune pe toată lumea și pe mine și pe ei și pe toată lumea. Hai să vedem faza asta și după aia dacă ei le dau un encourage. Bună centrare! Din nou respinge portarul, cred că portarul a respins așa. Continuăm însă, noi avem mingea, intrăm în careu, încercăm din nou un șut, dar pe lângă poartă. Ah, trebuie marcat aici, trebuie luată victoria aici, la cum jucăm până în momentul de față, avem nevoie de gol și victorie în manșa tur, pentru că nu văd bine meciul retur. Indiferent cât n-au jucat ei nimica momentan, dar returul e la ei acasă și lucrurile se vor schimba complet. Poa, voleu ratat, păcat. Fază bună, voleu ratat. Hai băieții, hai. Hai băieții, hai. Hai băieții, hai. Nu o pierdem. O pierdem. O recuperăm, ceea ce e bine. Nițescu, Juan Carlos. Bun, bun schimb. Bun, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Schimbare la Corona. Mijloc. Au schimbat la mijloc, acolo unde cred că sunt sub nivelul al lor noștri, cel puțin. Hai să dăm și pe ăsta hard. Cel puțin nu știu cât e posesia, dar oh, 62-37. Deci la mijloc clar îi călcăm în picioare. Hai să facem și noi ceva schimbări. Robert Bogdan ăsta. Haznaș, Nițescu, Curtuiuș, Băciuț, Burghele și Gustavo. Hai, fie. Și pe Potra îl schimbăm cu Lică, Bococi. Da, riscant ce am făcut eu pe aici când jocul mergea bine, dar nu știu. Sper să îmi asum, sper să fie o mutare care să nu răstoarne balanța jocului. Centrează în adversar, recuperăm însă Burghele nou intrat. Centrează tot în adversar, minge lungă pe atacantul lor și cred că pleacă pe contraatac, dar recuperăm foarte bine, asta e bine, Juan Carlos, hai copile, hai! Intră în careu foarte frumos, încearcă și un șut bun plasat, dar nu suficient de tare, din câte am văzut eu. Hai cu lovitura asta liberă! Uf.
E nedrept dacă se termină 0-0, 24, 10, 1-1, 3-2 cu 15. E ceva... era să fie. Hai, mă, trebuie să marcăm, merităm golul ăsta, merităm 1-0 ăsta, hai! Ăla e, mă, bine, băi, Odobeanu, încă o dată el, încă o dată Odobeanu, best transfer. Din sezonul ăsta este best transfer de departe. Sper să nu egaleze ei, că un gol în deplasare luat la două șuturi pe poartă, că ar fi al doilea, e groaznic. E, nu merităm, nu vrem, nu. Hai, dă-i highlight-ul ăla, fă ceva, hai să trecem peste toată treaba asta, vă rog eu. Curtuiuș, schimbă bine, ce pasă lungă, bună, și Burghelea, Juan Carlos, Burghelea, Juan Carlos, hai băiatule, hai, centrează bine, întoarce în spate, încercăm să întoarcem iară și greșim și contraatac, dar oprește bine faza acolo. Ia un galben, Haznaș, dar ia bine rău, îl ia bine rău. Au schimbat ei ceva pe aici, cred că e inutil să le mai dau o position eu acum, însă o fac pentru că de ce nu. Uite, au schimbat formula în primul rând și au dat seama în minutul 86 că ar fi bine la mijloc să mai adauge un om ca să aibă și ei posesie. Sper să nu facă chestia asta în meciul retur, sper să rămână tot pe ce au jucat meciul ăsta. Hai băiatule, hai! Bun, ai scos un corner, minutul 93-94 cât e el, hai să vă dăm un pic de time wasting, poate trageți un pic și voi de timp. Doamne ferește. Hai. Ține acolo până în 94. Noi? Ei? Noi, hai! Hai mă! Țineți de mingea aia, hai, las-o așa, dar ține de mingea aia. Are spațiu aici, Melandru. Nu, refuz. Refuz așa ceva, nu. Offside. Ce am zis? Offside. Perfect, s-a terminat. Bun prim match, sperăm să fie așa și al doilea, că degeaba a fost asta bun dacă nu ieși următorul. Hai, revenim cu returul. Echipă completă, asta e bine. Nu avem surprize, accidentați, fitness shape la zero, chestii, bla bla bla, nu avem suspendați, nu avem nimic. Într-adevăr, diferența de May Sharpness între titulari și restul care n-au mai jucat săraci, că n-au mai apucat, este enormă, însă sperăm să nu avem nevoie de ei, sperăm să nu se accidenteze nimeni. Tot 4-2-3-1, ceea ce este îmbucurător pentru mine din perspectiva meciului trecut. Un alt lucru îmbucurător este că meciul dintre FCSB 2 și cealaltă echipă din tur s-a terminat 1-1, dar s-a jucat acasă la băieții aia, deci FCSB tot are un mic avantaj. În momentul de față cred că se joacă acasă la FCSB și se joacă... Da, se joacă acasă la FCSB și în condiția asta ei au un gol în deplasare. Ceea ce este ok. Hai că mi-au reacționat bine și mi-au reacționat toți. Ceea ce iarăși e bine. Iară e îmbucurător. Nu știu dacă au schimbat ceva jucători, chiar nu știu. Ha, noi jucăm în roșu, ei sunt în albastru. O finală care am merita-o. Dar așa frică mi-e. Așa frică mi-e. Mi-a fost frică și de faza asta. Care văd că continuă highlight-ul ăsta. E lung. Gustavo are spațiu. Pasă bună! Aproape să deschidem scorul. Doamne. Cât de bine ar fi fost să dăm gol așa repede. Oricum e bine să marcăm primii. Asta e și obiectivul, să marcăm primii. Nu joc la egal.
Adică la 0-0 sunt nicio formă. N-am interese de-astea. Niciodată la nicio echipă n-am făcut chestii de-astea. De la început să trec pe o tactică defensivă, că am avantajul scorului, tur. Mizerii, dacă ești bun, bas, tur, retur. Bun, Juan Carlos recuperează bine aici, avem spațiu, Juan Carlos întoarce înapoi, însă pasă lungă în lateral, are spațiu, Juan Carlos din nou, călcâi, triunghi de pase și penalti. Nu-l bate Raiciu, nu cred că îl va bate Raiciu, cred că îl va bate Băciuț. 12-4, 7-9, 12-4, 16 medie 8, 7-9, 16 medie 8. 9-9, îi văd eu bine? Odobeanu, 9-9. Hai să-i dăm tot lui șansa de a fi erou și meciul ăsta, că în primul el a dat gol. Bine, băi, Odobeanu! Bine, băi, băiatule, bă! Bine, băi, băiatule! Bun, suntem bine. Momentan suntem bine, dar tot nu s-a terminat meciul, așa că hai să ne concentrăm, că e minutul 9. Până 90 se pot întâmpla multe. Poate să ne dea liniștit 3 goluri Corona. Șansă bună aici. Ce e drept, oricum joacă mai bine Corona decât meciul tur. Până acum au 2 șuturi. Din nou avem șansă. Băciuț, Juan Carlos. Din nou noi. Cred că a fost destul de departe. Mi s-a părut aproape la prima vedere, dar cred că a fost departe, departe bine. Minge lungă și frumoasă aici, frumoasă pasă, atacantul lor s-a tras pe lângă, spre fericirea mea. Se întoarce faza la partea cealaltă, terenului. Bun portar mutul ăsta, dacă e cine cred eu, care a jucat și pe la Brașov. E bun. Minge bună aici, Juan Carlos. Dă-o în spac, dacă o întorcea în careu. Bun, oricum bun. Juan Carlos a crescut enorm. Abia aștept să văd progresul lui și abia aștept să-l văd sezonul viitor în ce postează să fie. Bun, dacă intram așa la pauză, sunt mai mult decât mulțumit. Ce ștachie peste tribună a dat-o pasă, dăm 2 metri. Bun, avem din nou spațiu, pierde însă Bata. Greșesc încă, însă cei de la Corona pe construcție, recuperăm mingea, Odobeanu are spațiu, trece bine, se apropie de careu, întoarce în careu, vedem ce va face Raiciu. Întoarcem, trebuie să replecăm cu construcția. Gustavo, pasă bună și Juan Carlos, gol! 2-0, copchile. Ce inspirat am fost când l-am cumpărat, Doamne. Când l-am luat liber de contract. Și intrăm la pauză cu un scor neașteptat, complet neașteptat. Mă bucur enorm că avem scorul ăsta la pauză. Și acum, băieții, ca să nu ne grăbim nicăieri, așa, momentan atât. Hai să facem aici așa. Dacă tot am scăzut liniile, să-i punem pe suport pe amândoi. Și no pressure, tati. Dacă le mai și dați goluri, e perfect. Dacă nu, important e să nu luăm. Important e să nu luăm. Contratat Corona, 4 contra 3. Are spațiu Popescu. La o palmă de poartă, cred. Nu foarte departe. Hai să vedem dacă au schimbat ei ceva între timp. Aparent nu. Dacă n-au schimbat, e bine. Bun, Potra. Cred că cea mai mare pierdere din sezonul viitor el va fi. E, cred că, cel mai bun jucător pe care l-avem în lot, dar din păcate e împrumutat.
de la CFR Cluj și nu cred că îl mai împrumută la noi, sau cel puțin cred că o să ceară bani pe împrumut și atunci nu ne permitem. Oh, frumos aici, ce-a scos-o portarul, vai, 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 am crezut că e bară. Da. Din nou șansă Corona. Se înmulțește șansele la poarta noastră. Corona ca să califice, ca să fim clari că, na, ca să mai califice Corona în momentul de față, au nevoie de 4 goluri. Un fel de FCSB Middlesbrough. Dar sper să nu fie același deznodământ, clar. Din nou Corona are șansă, din nou o șansă bună, intervenție bună însă în același timp. Și cred că o să cobor un pic linia de fund așa și o să facem defend la ăștia doi. Pentru că văd că ne prind pe contraatac, deși nu jucăm cu linia sus, dar ei ne tot prind pe contraatac și lucrul ăsta nu e bun. Și cred că mai fac un lucru și anume pasele pot să fie un pic de pase lungi, nu mai avem nevoie neapărat de jocul ăla de posesie, pot fi și pase lungi, poate îi prindem noi pe contraatac. Din nou Corona, din nou o ratare mare lui Popescu. O să schimbăm și noi în minutul 75. Ok, pe criteriu oboselei, Bococi, Egoescu, bun, e, aici, Hasnaș, Nalați, care am uitat să vă zic că s-a vândut. Adică n-am luat niciun ban pe el, dar am reușit să-l dau la o echipă până în terminarea contractului. Bineînțeles, zero. Bineînțeles, va pleca în vară când se deschide perioada de mercato. Însă l-a luat cineva. Deci sunt 6.000 de euro economisiți la minusul ăla care vă spuneam că s-a adunat după ce a venit Tinteicu și le-am făcut contract. E undeva la minus de 30 ceva de mii de euro pe an la salarii și na. 6.000 cu 30 și o să scădem iară sub 30, dar tot e mult de muncă. Și s-a terminat și ne-am calificat în finală. Bun, revenim cu finala atunci. Nu concludem episodul, revenim cu finala. Ei bine, am descoperit că finala de fapt nu e un singur meci, cum te aștepți de la o finală, ci din nou e dublă manșă. Și puteți să mă înjurați, dar nu vreau să lungesc episodul în așa hal încât să fac o dublă manșă și nici n-aș avea material pentru următorul dacă ai lăsat doar un meci din cele două. Așa că punem pauza aici între episoade, punem stop acestui episod, un episod bun și reușit care ne-a adus victoria cu Corona Brașov neașteptată și calificarea în finala play-off-ului. Între timp am mai prelungit eu ceva contracte, jucătorii aceia despre care știați că au scadența în 2022, le-am făcut până în 2023, le-am mai făcut un an, dar le-am mai adăugat la salarii. Dar erau jucătorii importanți aici, Odobeanu și Băiciuț, de exemplu, unii dintre ei, Raiciu la fel. Și cam atât. Sper că v-a plăcut, sper să nu mă înjurați, nu uitați de like, share și subscribe. Ne revedem în episodul următor cu finala play-off-ului calificării pentru Liga a doua, finala play-off-ului Ligii întâi, a treia, de fapt, sau cum vreți să-i spune. Eu am fost Radu, toate cele bune, ciao!